Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Bilanț al primarului Neghină. A cincea ediție a tânărului oneștean. Târgu Ocna, premierea cuplurilor care au 50 de ani de căsătorie. Moment de mare încărcătură emoțională la evenimentul de suflet ce a avut loc la Târgu Ocna, când au fost premiate cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Premierea acestora a avut loc chiar în Biserica Adormirea Maicii Domnului, precista, din Târgu Ocna. Mai multe detalii în minutele următoare. Pentru mine a contat foarte mult. În primul rând, când m-am căsătorit, am știut, am vrut să lucrăm și după aceea să ne încercăm să ne cunoaștem. În primii ani a fost mai dificil pentru că trebuia să știi ce solicită celălalt de lângă tine, ce vrere are dânsa sau dânsul și a fost mai greu. După aceea, foarte bine, un diplomat, ca așa se spune, căsătorit, trebuie să fie un bun diplomat. Lăsăm pe cei care ne reprezintă țara. Ei sunt pregătiți. Noi ne-am pregătit la locul de muncă, cum ar veni. Și pregătirea aceasta, dacă nu ești bine diplomat și celălalt de lângă tine este puțin agitat, are o problemă de serviciu, are o problemă de sănătate. Dacă nu-l înțelegi, nu poți să treci peste anumite evenimente din viață care sunt inerente. Nu totdeauna totul merge roz. Dar bună diplomație între noi a contat foarte mult să ajungem la această vârstă. Chiar dacă lucrurile sunt așa cum sunt în viață, noi am trecut și de o rânduire veche și pe asta la alta nouă. Am înțeles într-un fel sau altul care a fost evoluția societății. Societatea noastră și-a schimbat idealurile. Eu nu sunt încă, hai să spun așa, cred. Am fost învățat ca un om de stânga. La 18 ani am intrat în ceea ce se spune că politică. Politica noastră a fost cel să muncim, să ne vedem de treabă acolo și să nu ne uităm și peste gard. Nu știu dacă ceilalți care acum lucrează afară au lucrat sau, hai să zic, că au muncit mai mult decât ce am muncit noi. O istorie a unor evenimente pe care le-am petrecut împreună. Am avut satisfacții, am avut împliniri, am avut și insatisfacții, aceasta ca urmare a vremurilor pe care în această perioadă l-am trecut. Aș vrea să remarc că totul a fost și am copiat, aș spune, două sisteme, dar în această perioadă munca a fost pe primul loc, concomitent cu învățătura și aceasta ne-a condus la rezultatele pe care astăzi suntem mândri să le prezentăm. Spun 50 de ani de istorie pentru că au fost ani și sunt ani prin care putem să demonstrăm generațiilor viitoare să înțeleagă că numai familia este nucleul unei societăți. Au existat și mai există teorii în afara familiei și cred că cei prezenți nu acceptă așa ceva. Avem o experiență de an și an. Prezentul este cel care îl cunoaștem la ora actuală. Suntem prezenți aici o masă de oameni care au venit la acest eveniment deosebit de important, odată la 50 de ani,
poate pentru unii odată la 75 și pentru alții odată la 100 de ani. Ce dea Dumnezeu? Spuneți că sunt de 53 de ani în orașul Târgu Ocna, Focșanean fiind pe loc, dar vreau să vă spun că este o zonă splendidă pe care ar trebui să-i mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a lăptat-o și ar trebui să știm să o gospodărim așa cum trebuie. E păcat, e mare păcat că acest, eu așa încă nu-i spun un complet oraș turistic. Deci acest oraș ar putea să devină și mai turistic decât este, dacă cei care conduc destinele urbei noastre ar face ceva care să atragă lumea cât mai mult în această zonă. Și aș vrea domnului primar să o ia ca un sfat, niciodată Târgu Ocna nu o să fie cu adevărat turistic dacă nu o să reușim să abatem tot transportul ăsta greu din centrul orașului pe o rută ocolitoare. Iar la final, în piațeta Regina Maria a avut loc un concert de muzică folk. Evenimentul a fost organizat și susținut de către primăria orașului Târgu Ocna și Consiliul Local. În cadrul ultimei întruniri a legislativului local, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină a făcut un scurt bilanț al proiectelor implementate în Onești. Mai multe detalii în minutele următoare. Poate vă întrebați de ce bilanț la acest moment. Nu s-au întâlnit niciun număr de ani sau un eveniment anume. Sunt 2 ani și aproape 10 luni de când am preluat funcția de primar. Doar că la acest moment consider eu că se vede bine luminița de la capătul tunelului. Când spun treaba asta, din punctul meu de vedere, mai sunt 3 luni, 4 luni grele, după care vom trece la lucruri de finețe. Au fost 3 ani relativ grei. Experiența acumulată în primii 3 ani în care am condus destinele acestui oraș m-au ajutat enorm de mult să organizez mai bine activitatea din punctul meu de vedere în cadrul instituției. Încă din prima zi am luat unele măsuri, am avut întâlniri încă din prima zi cu personalul din cadrul primăriei și am trasat pe anumite direcții care s-au dovedit a fi benefice. Acum după, se pot vedea bine rezultatele acum după 2 ani și aproape 10 luni de activitate. Spun că se vede luminița de la capătul tunelului pentru că, așa cum am spus, multe din proiecte, din proiectele grele, și aici mă refer la cel mai costisitor proiect care l-am avut la nivelul Oneștiului, este cel de reabilitare a zonelor pietonale, dar la care voi reveni spre sfârșit. Ăsta ne-a împovărat cumva bugetul, pentru că s-au făcut în integralitate de la bugetul local, atât reabilitarea zonelor pietonale, cât și acolo unde s-a impus amenajarea zonelor rutiere, în mare parte parcări au fost reabilitate în acești ani, dar și multe alte achiziții, tot din bugetul local. Aici mă refer la mobilier stradal, locuri de joacă, bani care cu greu i-am economisit, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am putut să gestionăm bine bugetul și iată-ne că, deși în urmă cu 2 ani, cu un an, 2, îmi cântau prohodul că nu o să avem cu ce da salarii, an de an am încheiat cu excedent bugetar în condițiile în care am achitat și 10 milioane credite istorice ale Oneștiului. Mai avem 4 milioane care eu mi-am propus, mi-aș dori să-i achităm anul ăsta, dacă nu toți, măcar jumătate, oricum, momentul alegerilor viitoare, cu voia lui Dumnezeu, Oneștiul va fi găsit fără datorii. De altfel, primarul Neghină și-a anunțat și candidatura pentru primăria Onești. Faptul că am ieșit la lumină, că am trecut peste acești ani grei, că am scos, din punctul meu de vedere, în primul rând, din datorii Oneștiul, mi-ar fi greu să-l las să vină altcineva să-și bată joc. Drept pentru care astăzi îmi anunț oficial candidatura. Voi candida la următoarele alegeri. Pentru cei care își fac planurile, să nu-și mai facă planurile
sau măcar să-și facă planurile în funcție de poziția mea exprimată astăzi. Voi candida pentru că trebuie să duc mai departe ce am început. Și Oneștiu merită să treacă la alt nivel. Și eu cred că se poate ca Oneștiu să treacă la alt nivel. Vă mulțumesc! Peste 500 de tineri de diferite vârste au fost la așezământul Sfântul Voievod Ștefan cel Mare împreună cu un alt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Evenimentul a fost organizat pentru tinerii din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului în Protopopiatul Onești de către Părintele Consilier Ilarion Mâță, coordonatorul activităților. Detalii în minutele următoare. Este o bucurie să fim mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de Sfântul Altar, mai aproape de Sfinții Bisericii, capela aceasta atât de primitoare și frumoasă, aproape mai avem câteva retușuri de făcut și este aproape gata de pictat, aceasta datorită rugăciunilor dumneavoastră și m-aș bucura ca diminețile pe care le vom petrece aici să fie unele de bucurie, dar ideea să fie aceasta, să fiți aproape de Dumnezeu. Ea poate să rămână deschise pe parcursul întregii nopți, dacă dumneavoastră vreți să petreceți rugăciune împreună cu Dumnezeu în locul acesta. Este o bucurie și cuvântul acesta de a fi invitat la tânărul oneștean înseamnă de a fi în viață. Iar noi înseamnă că suntem aici în viața bisericii. În contextul acesta, la după amiaza aceasta atât de frumoasă, vă spunem tuturor bine ați venit. O să vă spun că este cea mai bună mâncare din sudul estul Europei. Este cea mai frumoasă locație pe care o să o aveți aici. Ce aveți nevoie și înghețată vă dăm. Mercuri mai puțin, dar găsim pepeni, înțelegeți? Deci orice doriți voi, noi o să vă oferim cu mult drag. Este efortul pe care îl fac cei de la Masa Bucuriei pentru voi. Unul din cei mai vechi voluntari, ca să zic așa, ca să nu zic cel mai bătrân, ok, ai participat la câte ediții? La 4 ediții de Tânărul Oneștean. Cum a fost? La început eram foarte speriată. Eram și eu în mijlocul unor copii pe care mi-i cunoșteam și a fost un început foarte prosper pentru toți. La fel ca Tânărul Oneștean, și eu am crescut cu el și cu această asociație alături de toți părinții care ne-au călăuzit, ne-au îndreptat, ne-au dat sfaturi. Am înțeles. Cum e, cât erați la început și cât sunteți acum? Am văzut o sală, mă rog, nu mai încăpem în sală. Cât de mult suntem? Da, am început cu mult mai puțini participanți, atât cât și voluntari. A fost mult mai restrânsă aria. Cu cât am înaintat zeci și zeci de voluntari și de participanți din toate colțurile țării. Ați auzit Constanța, Cluj, Craiova, acum, corect, da. Corect. Galați? Da, Galați, Bacău, prietenii noștri care întotdeauna ne-au sprijinit și ne-au ajutat. Am înțeles. Deci a crescut ediția, au crescut și numărul voluntarilor. Da, așa e. Adică voluntarii care înainte, participanții care au venit și-au dorit și ei să ne ajute și au devenit voluntari și tot așa cumva a crescut această floare foarte frumoasă. Ce ți-a plăcut cel mai mult și mai mult la acest eveniment până la urmă? Pentru că trebuie ceva să-ți placă în mod deosebit de te-a determinat să te ții așa de acest proiect. Bucuria care cumva se naște în inimile copiilor care vin și probabil nu știu exact cu ce se mănâncă o tabără, ce înseamnă să intre într-o comunitate de creștini. Poate unii nu au fost foarte des la biserică, astfel încât noi i-am atras pe acest drum și s-au bucurat foarte mult să vadă și această parte, că totul se îmbină cu frumosul și cu utilul și cu plăcutul și am devenit mai mult de atât prieteni. Un mesaj dacă e pentru cei care urmăresc și aruncă-le așa o provocare, de ce nu să vină și să vadă cu și să simtă pe pielea lor? Este foarte frumos, este un lucru efervescent și trebuie să ne gândim că este comunitatea noastră. Suntem copii care creștem și avem nevoie de sprijin și sprijinul nostru, tocmai suntem toți aici, ne găsim și ne regăsim aici, lângă biserică, lângă Dumnezeu. Bucuria mea este de a fi în fiecare an mult mai mulți participanți, voluntari, să creștem foarte mulți. Anul acesta suntem aproape 200, la anul poate 300 și tot așa. Este foarte important să sprijinim foarte mult comunitatea și tinerii. Mulțumim. Tânărul Oneștean este o bucurie atât pentru orașul Onești, cât pentru întreg județul Bacău.
Chiar astăzi, venind de la Iași, de la întâlnirea tinerilor ortodoxi din Moldova, auzeam prin curtea Catedralei Metropolitane din Iași cum se vorbea despre tânărul oneștean și am rămas așa surprins cum a prins acest eveniment amploare, măcar la nivel regional aici în Moldova. Și după ce s-a încheiat evenimentul, chiar erau tineri din Galați, din Craiova, care spuneau: bun, și acum ce facem? Mergem la Onești? Și ne-a bucurat cumva acest lucru, să vedem că noi care suntem din Bacău mai venim acasă și cu alți tineri care vor participa la acest eveniment. Cam toată țara prezentă la această ediție și asta cred că este o bucurie pentru toată lumea. Este o adevărată bucurie și cred că a cincea ediție încununează munca acestor patru. Se spune că rezultatele încep așa să crească și să vadă după cea de-a treia ediție. Eu m-am implicat în primele două ediții mult mai aproape și deja de la a doua ediție am văzut o creștere foarte, foarte mare. Iar a cincea ediție pot spune că încununează tot acest proiect și sperăm noi să ajungem până la 20-a. Un mesaj pentru cei care urmăresc și care au auzit, dar n-au îndrăznit să vină. Un îndemn să vină să vadă. Îndemnul meu ar fi următorul. Cred că ar trebui să ne bazăm pe cuvintele Sfântului Luca al Crimeei, care spune că o zi în care nu am făcut fapte bune este o zi pierdută. Haideți să nu mai pierdem zilele, haideți să facem fapte bune, să vedem pe acești tineri minunați cum se roagă împreună, cum se bucură, cum oferă mâncare săracilor și să fim și noi cu adevărat implicați în societate. Mulțumim bunului Dumnezeu și binecuvântării ierarhului nostru, preasfințitul Ioachim, care ne-a binecuvântat și ne susține efectiv alături de Părintele Protoiereu Ioan în această lucrare minunată de a ne apropia de Hristos în mijlocul tinerilor și tinerii de a-L descoperi pe Mântuitorul Iisus Hristos atât în Scriptură cât și în Sfântul Potier, cum preciza Părintele Protoiereu Ioan. De la an la an sunt mai mulți copii, vedem dorința lor de a fi în preajma lui Hristos și de a petrece timp frumos împreună, creștinește, alături de alți tineri. Ne bucurăm că vin din toate zonele țării, avem o echipă și astfel se explică și numărul participanților din ce în ce mai mare, fiindcă participanții de la fiecare ediție devin voluntari la rândul lor, își dăruiesc din timpul lor liber, pun la dispoziție, să spunem așa, și energia și exact, și exact. Și încercăm și noi pe partea cealaltă materială să sprijinim acest efort cu logistica, care n-ar fi posibil, iată, așa cum preciza Părintele Protoiereu Ioan, fără sprijinul și o bază materială. Deci a putea să-i cazăm, să le oferim, să spunem, ateliere și tot ceea ce presupune să ne implicăm puțin mai mult. Mulțumim tuturor celor care fac un efort și financiar și efectiv voluntarilor care timp de 4-5 zile sunt la foc continuu, să spunem așa. De altfel, în alt preasfințitul Părinte Ioachim, al fie episcopul Romanului și Bacăului, a participat la un atelier punte între generații. Este vorba de vârstnicii de la așezământul din Hârja, dar și de tinerii atoreni. Practic a fost vorba de tânărul oneștean, un eveniment aflat la cea de-a cincea ediție. Și de vreme când ai greșit drumul, GPS-ul, te ceartă că ai greșit? Nu. Dar spune să o iei la capăt? Nu. Ci se reconfigurează un traseu către același scop. Dacă vrei să-l asculți, mergi mai departe. Dacă nu, cam asta este. Știți? Deci, de vreme ce te-ai așezat pe o cale și ți-o asumi, înseamnă că e calea pe care a avut-o Dumnezeu pentru tine. Care El nu vine să-ți spună în mod expres: Maria, uite, ține drumul, ține, nu, ține, că e greșit, nu. Ai discernământul care scrie Domnul acolo și ține, deci se cer, totdeauna să te întrebi, ești pe calea cea bună? Și dacă, și să probezi gândul tău, că dacă nu îl probezi, înseamnă că îl ții în mod egoist, nu te poți. De aceea se găsește acel Simon din Cirene, care atunci când e greșit drumul sau când e căzut sau când e devenit bolnav, El vine și te ajută mai departe, știa în brațe și te duce mai departe. Când momentele cele mai grele, înseamnă că Dumnezeu te poartă în brațe până la următoarea configurare a tratamentului sau până la când ai ajuns la un han sau la un spital, te tratezi,
reiei funcțiile și toate puterile și mergi mai departe. Sunt pentru prima dată la Hârja și am venit cu toată deschiderea pentru a aprecia una dintre cele mai frumoase activități pe care Arhiepiscopia Romanului și Bacăului le face, atât în zonă, dar aș spune în întreaga țară, pentru că statul român apreciază mult contribuția pe care cultele o aduc la viața socială, viața medicală a societății și întotdeauna atunci când spiritualitatea este îmbinată cu îngrijirea aceasta medicală, îngrijirea rezidențială, lucrurile primesc o dimensiune completă. Zilele acestea, când au fost în presă, în toată media, au fost semnalate cazuri de vârstnici ținuți în condiții inumane. Iată că aici dovedește faptul că se poate și altfel. Sunt lucruri făcute mai mult cu sufletul. Într-adevăr, dimensiunea aceasta spirituală este una esențială atunci când vorbim atât de educația celor tineri, dar mai ales de îngrijirea celor aflați în ultima etapă sau în etapa de concluzie a vieții lor. Dezumanizarea poate interveni oricând în grija față de bătrâni și statul uneori își are limite în a putea să-și extindă paleta socială în dimensiunea ei completă către îngrijirea vârstnicilor. De aceea, ca stat, avem nevoie de contribuția cultelor, de contribuția Bisericii Ortodoxe Române pentru a asigura, în primul rând, o responsabilitate spirituală față de demnitatea persoanei și față de faptul că nu e doar un trup, ci este și un suflet. Participare numeroasă de zilele Comunei Helegiu. Astfel, pe lângă amatorii de distracție și voie bună, au mai fost și ministrul mediului Mircea Fecher, deputatul și președintele PNL Bacău, dar și subprefecții județului Bacău. Este vorba de Gabriel Lupu și Narcis Jitaru. A fost un eveniment emblematic care a pus în valoare tradițiile, cultura și ospitalitatea acestei minunate comunități. Un spectacol cu cântec, dans și obiceiuri de ale locului. Îi mulțumesc primarului liberal Ciprian Enea pentru invitație și îl felicit pentru frumoasa sărbătoare organizată, la care am fost alături de subprefecții județului Bacău Gabriel Lupu și Narcis Jitaru. Îi felicit și pe locuitorii din Helegiu și le transmit multă sănătate, a mai spus ministrul Mircea Fecher. Primarul și viceprimarul Comunei Gura Văii și-au ținut promisiunea. M-am bucurat de compania elevilor clasei a 8-a de la Dumbrava, față de care, alături de domnul viceprimar, ne-am ținut promisiunea de a face o excursie în municipiul Bacău. Întâi am învățat un pic de istorie la muzeu, apoi am vizitat expozițiile de animale de la Muzeul de Științe ale Naturii, am salutat pești pirania și șerpii piton și boa de la vivariu, ca în ultima etapă să vedem în 3D filmul Meg 2, Tranșea, care ne-a cam speriat pe alocuri. Este o reală plăcere să stăm de vorbă cu cei mai mici dintre cetățenii comunei. Am regăsit în ei copii buni, cu bun simț și cu dorința de cunoaștere. Au nevoie de un mentor bun care să le șlefuiască viitorul. Lansez o provocare consilierilor locali. Sunt 13 luni din acest mandat. Dacă în fiecare lună puneți fiecare către 50 de lei din indemnizația lunară, până anul viitor, în septembrie, ducem fiecare elev într-o astfel de excursie. Microbuzul școlar, inclusiv autoturismele primăriei, le pun la dispoziție gratuit. Aștept să văd cine preia inițiativa, a precizat primarul Comunei Gura Văii, Silviu Tinei. Noi competiții sportive la Dărmănești, primarul Toma Constantin, dar și viceprimarul Cosmin Paerele susțin acest gen de activități pentru tinerii din localitate. Astfel, zilele trecute a fost disputat un nou meci. Detalii în minutele următoare. Deschidem prima ediție a Cupei Prieteniei la fotbal între CSU Dărmănești și ACS Bavirom Răcăciuni. Avem aici alături de noi pe reprezentanții Răcăciunului și finanțatorul și antrenorul. Este un meci amical. Deschidem Cupa Prieteniei astăzi și îmi doresc tare mult să continuăm și în anii ce vin, pentru că pentru mine și pentru comunitatea noastră sportul înseamnă sănătate. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
marți, 22 august, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei urcă până la valori de 34 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 19 grade Celsius. Miercuri, 23 august, cerul va fi senin. Sunt posibile pe alocuri totuși furtuni cu fulgere. Maxima zilei ajunge până la valori de 31 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 19 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.